Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi o să vorbim despre ultimul update pentru Nikon Z6 și Z7. O să vă arăt cum puteți să-l instalați pe aparatul vostru foto, o să facem niște teste și o să vedem cum funcționează focusul pe ochi, dar și câteva teste în lumină slabă pentru că s-ar fi îmbunătățit focusul puțin. Intro! Înainte să facem niște teste și să vă arăt cum merge noul update pe Nikon Z6, pentru că eu asta am și pe asta o să vă arăt, haideți să vă zic cum să-l instalați. Pentru a face acest lucru o să-i mergeți pe pagina celor de la Nikon, acolo o să mergeți și căutați aparatul vostru, ori Z6 și Z7, vă aruncă în altă pagină, cea de download, și de acolo mergeți în partea de jos și o să aveți versiunea 2.0, Nikon Z6 2.0. Acolo dați click pe download, vi se deschide altă fereastră în care aveți versiunea atât pentru Windows, cât și pentru Mac OS. O să aveți mai multe informații și despre ultimele modificări, ce se găsește în acel update, dar și cum puteți să-l instalați. Oricum, de ținut minte, în principiu aveți nevoie de un card Xqd, pentru că Nikon Z6 și Z7 folosesc Xqd, și să aveți bateria încărcată, preferabil full sau măcar 80%. Apoi îl downloadați, îl descărcați undeva pe desktop sau unde vreți voi, într-un folder, și dați dublu click pe el, automat o să vi se creeze alt folder și înăuntru găsiți un bin, un fișier bin. În momentul acela puteți să conectați cardul la calculator, vi se deschide altă fereastră, ștergeți tot ce este pe card și copiați acel fișier bin pe card. După ce ați făcut acest lucru, îi dați eject și îl băgați în aparat. V-am zis mai devreme, trebuie să aveți bateria încărcată, să fie preferabil full. Ok, după ce ați pornit aparatul, o să mergeți în meniul de setări, acolo mergeți în partea de jos, la ultimul meniu care se numește Firmware Version, intrați în el și o să dați click pe Update. O să dureze puțin, de avut în vedere să nu închideți aparatul sau ceva de genul ăsta în timp ce faceți update-ul, iar după ce se finalizează o să vă zic că să închideți și să deschideți din nou aparat. Faceți acest lucru, apoi mergeți din nou la setări și firmware version și o să vedeți că va apare ultima versiune și în acel moment aveți instalată versiunea 2.0. Puteți să ștergeți, să formatați cardul pentru că nu mai aveți nevoie. Iar ca să activați funcția de iFocus, o să trebuiască să mergeți în meniul telefonului, acolo mergeți la setări, autofocus și selectați acela cu full detection și iFocus. În continuare o să vă arăt cum merge focusul în lumină slabă. Eu am un clip mai vechi, nu este chiar bine expus, dar o să facem o comparație să vedem cum era focusul în lumină slabă înainte și la versiunea 2.0. Setările aparatului sunt, am un obiectiv de 35mm, 1.8, full frame, de asemenea ISO a fost 51200, adică valoarea maximă, profilul de culoare a fost standard, nu o să fie colorizat în niciun fel. Exact ce a ieșit din aparat, asta o să vedeți și voi.
cam astea sunt testele cu autofocusul în lumină slabă. Parcă s-ar fi îmbunătățit puțin, nu știu ce să zic, lăsați-mi în comentarii ce părere aveți voi. În continuare o să vă arăt mult așteptatul focus pe ochi sau iFocus. O să opresc filmarea asta și ca să trec în modul foto, de asemenea nu o să fie colorizat, până în acest moment a fost filmare, de acum încolo o să vă arăt clipul care iese direct din aparat și o să vedeți în real time cum focalizează și dacă focalizează, sper să focalizeze pe ochi, nu știu, n-am făcut niciun test până acum, deci ce vedeți voi acum, văd și eu pentru prima oară. Am trecut în modul foto, haide să vedem, o să mă depărtez, mă dau stânga-dreapta, îmi pun mâna pe față, vedem cât de bine păstrează focusul pe ochi. Acum sunt la aproximativ un metru și o să mă dau mai în spate. A rămas pe mine, din ce văd eu. Dacă mi-acopăr un ochi, recunoaște mai mult sau mai puțin. Ochiul ăsta cred că e mai mare. Deci, așa, acum o să mă apropii. Mă apropii. Ia să văd dacă mai, da, focalizează și aici, deci de acolo. Ok, nu îmi vede ochiul așa. Acum a pierdut focusul, acum l-a găsit din nou. Acum din nou e pe ochi. Eu am monitorul și văd în dreapta aici ce se întâmplă și din cauza asta mă mai uit în dreapta. Mi-acopăr, opa, nu vede, acum îl vede, l-a pierdut. Eu v-am zis că ochiul ăsta e mai mare. Ok, pica, bu, așa o să ies din cadru, a focalizat tot, acum duc intro, bun. E bine, cam astea sunt testele, ca o primă impresie, e ok, e bine, se putea și mai bine, este adevărat, am văzut și câteva teste pe net, a testat cineva cu 105 mm la f1.4 și din cauza ecranului prea mare pentru AI, focaliza pe geană în loc, pe geană sau pe sprânceană în loc să focalizeze pe ochi. Acest lucru cred că se poate rezolva foarte ușor de către cei de la Nikon, ar trebui să micșoreze puțin acea căsuță pentru ochi, dar în rest a funcționat ok. Este prima versiune de iFocus pentru Nikon. E promițător. Se vede și mai bine. E de îmbunătățit, nu e perfect. Sincer să vă zic, cred că funcția asta de AFS, în care focalizezi și apoi reîncadrezi, în curând o să dispară cu focalizarea asta pe ochi, pentru că în momentul de față eu pot să las pe autofocus continuu, pot să încadrez cum vreau, îmi fuge focusul oricum pe ochi și fac poza. Cel puțin în fotografia de nuntă, de evenimente sau de portrete, ceea ce fac eu. În peisaje sau ceva de genul ăsta, probabil acolo încă este util. E bine, cam atât în ceea ce privește acest clip, sper că v-a fost de folos. Mai jos în descriere o să vă las link-uri către update-urile pentru Nikon Z6 și Z7, de asemenea mai jos aveți și butoanele de like, share, subscribe. Iar până data viitoare, nu uita să zâmbești. Ciao, pa!